Președintele PNL pe municipiu, Cosmin Marciu, consideră că trecerea fostului staff al filialei UNPR la organizația liberală este binevenită. Cosmin Marciu spune că în acest fel PNL Giurgiu se întărește. Știți că oamenii în partide vin și pleacă. Unii rămân. Acum un partid sau niște oameni dintr-un partid, fie de la conducere, de la București, fie de la Giurgiu, dacă greșesc, asta într-adevăr ca imagine afectează partidul. Dar nu trebuie să fie lezați și ceilalți oameni. E organizația municipală care o aștept de la partidul de la UNPR. Am văzut-o, i-am luat pe toți și am ajuns la concluzia că sunt oameni de aici din oraș, sunt oameni serioși, oameni corecți, oameni noi în politică, care nu au avut beneficii, nu au alte interese ascunse. Tocmai din cauza asta îi accept cu mare drag și nu vreau să le spun decât că este musai și este criteriul de care eu țin cel mai de preț, este seriozitate și loialitate.